Bun găsit! Ziua de 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, are ca obiectiv promovarea înțelegerii de către opinia publică a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și susținerea demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora. În fiecare an, cu excepția anului 2020, DGSPC Suceava a organizat în data de 3 decembrie evenimentul Deschide ochii, deschide inima, eveniment manifestare la care au participat de fiecare dată sute de copii și persoane adulte cu dizabilități, din cadrul centrelor de plasament, din cadrul centrelor de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, din structura DGSPC Suceava, precum și din cadrul centrelor care aparțin de ONG-uri, dar și din cadrul Spitalului de Psihiatrie Siret. În acest an, pentru a marca importanța zilei de 3 decembrie, a fost organizată cea de-a 15-a ediție a acestui eveniment, dar într-o formă restrânsă. În acest an, marcăm ziua de 3 decembrie, ziua persoanelor cu dizabilități, printr-o expoziție pe care o realizăm la Julius Mall, ca în fiecare an. Anul acesta suntem la cea de-a 15-a ediție a evenimentului Deschide ochii, deschide inima, dar, din păcate, avem parte doar de expoziția realizată de către cele 13 centre din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în anii anteriori, bucurându-ne și de un spectacol de care cu siguranță vă aduceți aminte. Aveam parte de voie bună, aveam parte de colinde. Anul acesta toate acestea se vor desfășura în centre, unde beneficiarii cu dizabilități își vor organiza propriile sărbători, propria sărbătoare. Tot anul acesta avem în plus o expoziție la care participăm și noi, expoziție realizată de către Consiliul de Monitorizare la București și în cadrul căreia exponate realizate de copiii și tinerii din centrele din Suceava. Expoziția de la București va fi realizată în cadrul foaierului de la Senatul României.